poate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, în deșteptarea. În această dimineață am pregătit 1600 de euro pentru Eugen. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Eugen! De unde ești, Eugen? Bună dimineața, sunt din Brașov. Din Brașov. Friguț la Brașov azi? Răcoare dimineața, dar nu este frig pentru vremea asta. Cum te strigă prietenii, Eugen? Eugen. Nu am porecle, da. Cei mai mulți Eugen sunt Gianni la noi. Sunt Gianni? Da. Da, bine, care s-au întors din Italia. Da, da, da. Cu ce te ocupi, Eugen? Eu sunt inginer în automotiv. Oh. În industria automotiv. Excelent. Și acum ești la fabrică sau? Acum sunt la serviciu, da. Am înțeles. Da, ceva da, mi-a luat o pauză ca să vorbesc cu dumneavoastră. Și ai plecat singur pe acolo, pe poluri. Da, da, da. Sunt singur deocamdată că este foarte mult zgomot și m-am retras ca să vă pot auzi mai bine. Da, dar poate ți-ar fi prins bine ceva ajutor. Adică dacă te retrăgești cu 2-3 colegi, poate era mai bine. Da, n-ai de unde să știi. Da, da. Nici n-am apucat să-mi adun colegii, pentru că noi la 8:30 începem. A, credeam că te-a sunat Adi din scurt, că luam atitudine imediat. Bine, Eugen. Da. Păi ce să zic atunci? Ne apucăm de treabă? Bineînțeles. Hai. Știi de la cât plecăm azi? De la 200? 200 de euro. Prima mea întrebare de astăzi era menită să încurce, dar pe tine, inginer fiind, slabe șanse. Eugen, spune-ne ce înseamnă energofag. Energofag este ceva care consumă foarte multă energie. De ce ți-ai luat atâta elan? Că iar ne-ai speriat, am crezut că n-am pus să zici nimic. Ai 6 secunde. Important. Aici, mă rog, ai început să răspunzi în timp. Ai început să răspunzi cum erau, deci, cam o secundă jumătate. Se presupune, adică zic, considerăm că ai răspuns corect, în timp, pe sunet. Da, energofag. Deci toată explicația trebuie să se termine în 6 secunde? Da. Și nu trebuie să explici, nu toată explicația, răspunsul. Da. Ce e energofag? Da. Mare consumator de energie. Adică dacă știi, nu mai lăsa timpul să treacă, dă-i. Da. Am înțeles. Ai șutat, ți-a venit, ai șutat din prima, nu mai da, da? Ești ca elevul la tablă. Energofag înseamnă... Îi dăm din voleu, nu mai așteptăm să cadă mingea jos. Asta e, bravo! Deocamdată ai 200 de euro. Nu știu dacă ți-ajung, dacă ți-ai făcut plan de mai mulți bani, dar poți să mergi la 400. O să mergem mai departe. Hai! 400 de euro. Apropo de elevul că nu știe, inclusiv fiul meu, ce înseamnă Ștefan Energofag? Ce înseamnă energofag? Energofag înseamnă și urmăște cât să-și adune puțin gândurile. Și da. Priviri disperate prin clasă. Sau prin casă, în cazul lui. Eugen, ai trecut de prima întrebare, acum ai trecut la un prag de 400 de euro pe care îl poți atinge dacă ne spui cine a fost DCN-ul. O căpetenie getodacă. O căpetenie. Da. Getodacă. Getodacă. Te zic că a fost un rapper. Getodacă. Că aveau și un rol, adică nu... Și un rol de preot, da. Dar nu cred că era doar rol spiritual, erau ca o căpetenie. Binate, da, adică un lider al comunității. Un lider al comunității. Membru comisiei care... Probabil că preoții pe vremuri erau mai conducători, așa. Eu sunt membru comisiei care încearcă să îți dea un 5 aici, știi? Mai e 7. Mulțumesc. E 7. A fost și rege de CNU, adică puteai să-l așezi direct. Deci, era un lider, deci... O căpetenie și de ce nu a fost și un rapper din trupa Geto Dacii, transmite prietenul Andrei. Pe asta zic eu. Mi-ar fi plăcut. Îți spun sincer, Eugen, că mi-ar fi plăcut să spun un rapper. Nu știu dacă mai activează, dar a fost... Să știi că noi am discutat aici întrebarea și
Luca Andrea, ce facem dacă zice un om? Da. Păi dăm banii, că tehnic are dreptate. Deci nu era un om. Na, adică, da, da, și am fost întrebat de cine a fost Barack Obama și să spună un om. Da, nu, da, nu merge, da, chiar așa. Nu poți să spui că ai răspuns greșit. Da, da, greșit. Da, da, nu e greșit, da. N-ai întrebat ce funcție a avut Barack Obama în Statele Unite în perioada cu care... Ce funcție și ce a reprezentat și în ce perioadă ai? Că, acum, dacă serios... Dacă trebuie... Da. Păi creezi un precedent în ce momentul ăsta. Ce este George W. Bine că a spus, știi? Om, înțelegi? În primul deci rând. Nu răspundeți cu un om, că nu... Fii om, copilul meu. Ce? Dar dacă spunea că DCN-ul a fost un rapper, validai răspunsul? Da. Nu. Cum nu? Eu cum nu? Păi DCN-ul a fost un rapper. E un rapper. Dar știi că la limită, când întreb cine a fost DCN-ul și nu precizezi de ceva cu Dacia, cu nu știu ce perioadă, poți să spună DCN-ul, un prieten al meu. A murit acum 2 ani, săracul, Dumnezeu să-l odihnească. Da. Și ai ce să faci? Asta a fost DCN-ul, nu poți să... Ai 400 de euro, Eugen. Mulțumesc. Poți merge la 800. Când te gândești tu, eu vreau să retransmit. Mergem? Eu zic să mergem mai departe, da. Și eu zic, da. 800 de euro. Hai că poate economisi bani. Nu e adevărat. Nu? O știi și pe asta, da. Asta e greuță, dar ușurică. Depinde. Nu e greuță. O să o știi, Eugen, fii atent. Nu-i lăsa să te intimideze, o știi, chiar o știi. Eugen, sunt 800 de euro pentru întrebarea asta. Da. Întrebare din literatură, ca să te pregătesc un pic. E mult mai pregătit acum. Practic face un revizie. Ai, deci se pare mult mai ușor chiar. Rapidă. Pa, literatură zici. Acum am citit. Eugen, dacă vrei poți să dai răspunsul înainte să te întrebe că... Da. Mai stai un pic că mai am un capitol de citit. Da, mai zici ceva despre întrebare că poate e mai pregătit. Și să știi că nu merge să răspunzi un om. Da, am înțeles. Să încheiem topicul ăsta și pentru toți viitorii participanți, deci să nu credeți, să nu luați în serios ce ai zis, Vlad. Acum la orice întrebare răspundeți așa. Un om, un animal, un cetățean. Și e bine, da? Așa că e adevărat. Întrebările astea. Așadar, Eugen, pentru 800 de euro trebuie să ne spui cine a scris novela La vulturi. Gala Galaction. Mai Ale, mi se crede că nu ziceam un om. Ți-am spus că știi, da. Ți-am spus că știi, uite, bravo. Dar a avut și noroc că l-a pregătit înainte. Da, aia, că a zis literatură. Că nu-i spuneam. Da, da, vreau să vă întreb din ce literatură, română sau universală? Da. Bravo, Eugen. Întrebarea, da. Ca mulțumesc. Să nu-ți răspundă un om, domnul Luca, tehnic reporterincească, simplă. Întreb cum îl chema pe autorul care a scris română. Autorul novelei La vulturi, da. Da. Ai 800 de euro, mai poți face doar un singur pas. Eugen, la 1600. Bun. Păi să mergem mai departe, dacă așa, tot... Tati. Mamă, ce-mi place de Eugen. Bravo. 1600 de euro. Eugen, vorbim despre o sumă importantă, 1600 de euro în momentul ăsta. Da, e adevărat. Depinde pentru cine e importantă. Și o întrebare... Pe măsură, o întrebare al cărei răspuns l-ai ști dacă ești o fire curioasă, să zic așa. Să vedem. Hai să nu te mai fierbe, Eugen. Spune-ne, în ce țară se află localitatea Schengen, care a dat numele zonei Schengen la care sperăm și noi acum să aderăm? În Olanda. Olanda e... Olanda se opune. Are altă calitate, dar... Dar nici măcar nu e al lor Schengenul ăsta. Da. Nerușinați. Bine. E undeva la limită, zic, în Germania, dar eu credeam că e în Olanda. Te afunzi. Nu. Nu e nici în Germania, nu e nici în Olanda. Nu e, Eugen, îmi pare rău. Luxemburg este statul în care se află localitatea Schengen, lângă care s-a semnat tratatul acestei... Au atâta spațiu, mă, să se semneze și lângă Luxemburg. Adevărul că întrebarea era destul de dificilă, să știi că... Da, și banii mulți. N-am știut, da, pe 1600 euro, da. Dar n-am știut, adică... Da. M-a întrebat Luca, știi unde e Schengenul? Zic...
E o sală într-un muzeu ceva, nu, unde e Schengen. Nu, este în Luxemburg, incompetentule, nu știu unde e Schengen. Asta, de asta am spus lui Eugen, că dacă e o fire curioasă, știi, că te uiți de curios, bă, dar de la ce vine Schengen ăsta, de se tot vorbește de Schengen peste tot, știi? Da. De la luxemburghezi. Îți mulțumim tare mult, Eugen, ne pare Eugen, rău să știi că ai fost foarte bun și eu vreau să-ți oferim un hanorac Europa FM, că mi-a plăcut foarte mult că ai știut de Gala Galaction. Gala Galaction. Da. Nu se aștepta. Da, da. Am fost surprins. Mamă, știi, Gala Galaction, eroul meu. Avem un hanorac atunci pentru Eugen și ca să fim și mai exacti cu răspunsul la întrebarea cu DCN-ul. DCN-ul e și un magazin în afumați, așa că... Ia uite, asta era tare, magazin în afumați, era bombă. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.